Televiziunea Europa Nova este de 30 de ani parte din viața Timișoarei. De 30 de ani te informăm corect, în timp real, despre tot ce se întâmplă în Banat. Demolare continuă la Timișoara. Chiar în acest moment, terasa Boss este pusă la pământ, bucată cu bucată. Am scris istorie împreună cu dumneavoastră, telespectatorii noștri care ne urmăriți de 3 decenii. Continuăm să o facem cu pasiune și dedicare. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit. În curând va fi votat și bugetul primăriei Timișoara. Cum vor fi împărțiți banii timișorenilor, aflăm în această seară. Am rămas singura televiziune locală din Timișoara, tot datorită dumneavoastră. Televiziunea Europa Nova a fost o adevărată rampă de lansare în care zeci de jurnaliști și operatori au deslușit tainele televiziunii. Doamnelor, domnilor, bună seara și bine am regăsit! Discutăm în această seară despre administrația Comunei Parța. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur să ne revedem și în această seară într-o nouă ediție, o ediție specială. Stimați telespectatori, avem astăzi întâlnire cu pictura, cu forma coloristică a lumii. Bună seara, dragii mei, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Jurnale de Psiholog. Vă dăm împreună dedicații muzicale și, așa cum am spus și la început, să ne petrecem. Atât de multe piese, da, tu ești chiar foarte muncitoare și spuneam, și acum urmează să mai fac și alte. Acum am reușit să fiu prima. Da, ați avut noroc, nu, în această seară. Bună ziua, dragi telespectatori, și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Convergențe. 5 de ceas elvețian la Arena Sportivă, miercuri la ora 20, mă și uitam pe monitorul din față. Da, bună dispoziție, dragi prieteni, aici în studio, cu colegii mei Viorel și Minu, ne simțim bine aici înainte de a începe emisiunea. De fapt, vă spunem din studioul televiziunii Europa Nova din Timișoara, din cadrul emisiunii Cuvântul care zidește. Bun găsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Nova Timiș, o ediție specială. Noi am rămas acasă în Timișoara pentru că Timișoara merită să fie informată prima. La mulți ani, Europa Nova!